Toamna, în luna noiembrie, se seamănă sau se plantează anumite legume care vor da o recoltă primăvara. Eu plantez în luna noiembrie spanac, care va răsări la primăvară. De obicei se dezvoltă foarte bine. Imediat ce trece zăpada, plantele de spanac apar și se dezvoltă foarte rapid. Muștarul este o altă plantă pe care o seamăn în luna noiembrie. Va ieși deodată cu spanacul. Frunzele de muștar sunt comestibile și sunt foarte bune pentru salate. Morcovii pot fi plantați și toamna, în special dacă există pe plic în spate, la instrucțiuni, dacă soiul respectiv este rezistent la frig. Usturoiul, de asemenea, îl plantez toamna, dar se alege un soi rezistent la frig. Unele soiuri nu se vor dezvolta peste iarnă. Ceapa este o altă legumă pe care o plantez în luna noiembrie. Este mult mai ușor să o plantez toamna și se dezvoltă mult mai bine decât cea plantată primăvara. Sfecla este o altă legumă pe care o plantez în luna noiembrie, dar trebuie să alegeți un soi rezistent care rezistă peste iarnă. De obicei, pe plicuri veți vedea dacă este un soi pe care îl puteți cultiva toamna. Și de asemenea are nevoie de un loc cu mult soare pentru a se dezvolta. Mazărea este o altă legumă care se poate planta toamna, este deosebit de rezistentă la frig și chiar se dezvoltă mai bine în perioadele reci. Pătrunjelul este o plantă aromatică care se poate planta în luna noiembrie, înainte de venirea înghețului, și va dezvolta frunze în primăvară de vreme.